Da, vă rog să poftiți, dar nu vă înghesuiți, vă rog frumos. Săru mâna, Izabela, săru mâna, pufăm, mâna. Mai este, așa. Te-ai lipit la un cadou. Mamă, le face bine să lucrezi. Fii atent că toate aici. 45 de cântece, ca să nu se mai spună. Ce să se spună? Să nu se mai spună că eu n-am compus decât Andri Popa. Dacă ne pune, ascultăm toți proștii. Nu știam de unde miroase atât de bine. Deci dacă nu servești cu ceva pe maestru, jar mănânci, da? Da, da. Salomia, atenție mare, 50 de ani de carieră, doamnelor și domnilor, piese absolut superbe, le știți foarte bine. Mircea Baniciu înseamnă trei trupe în care a cântat. Una se numește Phoenix, una se numește Pasărea Colibri, alta se numește Pasărea Rock, pe care am prezentat-o cu mare drag la un eveniment, unde e cu Ovidiu Lipan, cu băieții acolo, cu Ioji, da, nu? Da, bun. Da, da, pe da. De altă parte, Mircea Baniciu înseamnă toate acele piese frumoase. Puneți-mi șarfă în dar, mi s-a tăiat. Asta așa, dacă vreți să amintim numai una, sunt foarte multe piese superbe. Mulțumesc, e pentru băiatul meu, că îl învăț de bine, să știi. Are 12 ani și e... Era într-o perioadă Mircea Vintilă, care era mare vogă, colegul meu. Așa. Vintilă și a venit o fătuță la el și am zis, domnul Vintilă, dați-mi și mie un autograf. Și el, ca să scrie frumos și dedicație, înțelegi, am întrebat, pentru cine? Și fata a zis, pentru mama. Și el scrie la un moment dat, zice, dar tu nu vrei? Și? Foarte frumos. Da, doamnelor și domnilor, de la o perioadă trebuie să ne obișnuim. Apropo de discul pentru fii, tu, da, tu nu vrei? Dar știi că contează și ce-i pune taicăsul, că dacă taicăsul ascultă Salam și Jador, s-a terminat treaba. Andri Popa este aici, dar sunt și alte piese absolut superbe, Tristezi provinciale, Treburi serioase, Cu tine în gând, e o piesă pe care mi-a plăcut foarte mult, o puneam la revista VIP, la Oamenii ca la nebun, și multe alte piese. Sunt poeți multe, celebri. 40 și ceva. 40 și ceva sunt. Foarte frumos. Gata. Mulțumim. Ne-am descurcat pentru că 50 de ani de carieră. Mircea Baniciu. Foarte frumos. Pregătim să-i spunem un eveniment, dar nu știu cum. Adică mai mult ei decât tine. Da. O gală despre care ar putea Izabela să vă vorbească. Că înțeleg că tu ești acolo și aștept să ți se întâmple. Păi eu sunt Hall of Fame. Stau. Mi se pare normal. A venit vremea la care alții trebuie să muncească pentru tine. Ai oameni, da, nu? De fide, exact, ai zis de foarte fide. Bine. Da, exact, da. Asta e ideea. Uite, frumos. 22 noiembrie vă rugăm să vă prezentați. La ora 8 începe spectacolul. Venim la 6:30, că e înghesuială, da? O gală. Pentru frumos. Că vă așteptăm cu un pahar de, cu Prosecco. Prosecco, să facem poze, să ne distrăm împreună cu Mircea Baniciu până când apare în scenă. Cât de complicat. Astfel că noi o să avem un spectacol în care cei din Breaslă îi aduc un omagiu maestrului Mircea Baniciu. Maestru, pe normal. În momentul în care se face cu asta cu maestre gală, sau... E Mircea. Dar noi insistăm, poate o să înceapă Mircea. Să... Toată lumea îmi zice, maestre, lăsați-mă. Avea o vorbă mișto Adrian Păduraru, știi, când îi spuneai maestre, zicea mai este. Adică sunt tânăr, mai las, mai este, da? Mai este, mai este. Foarte frumos. Acum, știu, toată lumea urmează să pună întrebarea tâmpită. Dacă e cu surprize, la ce să ne așteptăm? Dar totuși așa, momește-mă. Deci vreau să merg la spectacol, să cumpăr bilete. Mai sunt bilete? Doar câteva. Păi uite, eu vreau să cumpăr alea trei. Eu, băiatul și nevastă mea. Da. Deci, momește-mă cu ceva în afară de Mircea Vintilă. Fă-mă să-mi înghit în sec acum. Te rog. Mircea Vintilă nu o să vină, probabil. Dar mai o să vină mai Horia Brenciu, care o să țină firul roșu al evenimentului. Deci el e un fel de hostul, host. Da, așa. El foarte este frumos. Hostul. O să vină Irina Rimes, care îl apreciază foarte mult pe Mircea Baniciu și dorește să-i... Și eu apreciez pe așa, da, este așa special. O chestie, o chimie, da, 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 între așa, ei. Da, da, da. O să vină Cornel Ilie, Dan Bittman, bineînțeles că Ana Baniciu. Ana, o să fie, Ana. Ana, care are un moment special. Mi se pare normal. Să știi că am avut noroc într-o zi să iam împreună. Da. Că așa e bine să-ți așezi studioul lângă un super studio foto. A venit, l-am văzut pe Mircea, care mi-a făcut, domne, ce-n... Băi, Timișoara, bă, că el, a fost și Cristina Bala mai devreme de la Timișoara. A venit cu Ana de mână, a fost ceva frumos. I-am ținut puțin de vorbă, după
care și-au văzut de treabă. Prin urmare, nu maestru, Mircea un generos. Da. Maestru, da, da. Avem da. Și momente de laudație, bineînțeles, dar pe astea nu vreau să le divulg. Pe astea le știi, deci n-ai aflat nimic nou acum de la mine. Încă nu. Sunt și actrițele Rodica Mandache și Adriana Trandafir, care vor face câteva momente speciale. Dumnealui știe doar de apariția lor, dar nu știe și ce vor face. De ce crezi că meriți tu răsfățul ăsta? Trebuiau să fie și fanele mele din tinerețe. Cu siguranță să fie un fir acolo. Roșu, vin și fane mai tinere și fane mai la fel de tinere în suflet, e adevărat. Sunt toate deci, felurile de fani. Cum ai trecut peste acești 50 de ani? 50 de ani, frate, este o viață de om. Nu știu, aș putea spune că nu prea mi-a fost ușor, dar au fost ani frumoși. Au fost și ani frumoși printre ăștia 50. De altfel, mulți care au fost anii grei, apropo? Un minut să-mi spui, care au fost anii grei? Anii cei mai grei au fost cei pe care i-am petrecut după plecarea cu foștilor mei colegi de la Phoenix. Atunci câți ani au fost? Eu după aia te-am redescoperit în zona de folk și înainte de Revoluție te ascultam. Deci din 77 până prin 80 și ceva. După care a venit... Pentru că ei bănuiau că și tu cu ei sau care a fost... Adică de ce au fost grei? Era cât pe ce să mă opresc, pentru că au fost niște ani ciudați, ani în care lucrurile începuseră să nu mai meargă cum mi-am imaginat eu că ar merge în continuare. Și chiar mă hotărâsem înainte de 90 să-mi vând chitara și să părăsesc scena în așa fel încât să-mi văd de treabă, cum îmi spunea beata maică mea, cu cântatul a fost ce a fost, acum apucă-te și fă casă. Eu sunt arhitect de meserie. Așa. Și... Dar nu m-am lipit la meseria asta pentru că erau bani foarte puțini. Câștigam, infim, pe lângă ceea ce... După Revoluție s-au făcut bani buni ca arhitect. Pe de altă parte... Doar după Revoluție, dar până la Revoluție n-a fost simplu. Dar tu aveai moștenirea aia de dus, nu cred că te lăsa nimeni să pleci cu una, cu două, așa. Dacă mă întreb, cu muzica ta și cu toate astea. Lumea a început să se schimbe și mie mi-a fost din ce în ce mai greu. Bașca mă mutase în București și Bucureștiul n-a fost întotdeauna o zonă primitoare pentru mine. Eu sunt timișorean, de altfel. Da, și... Am un prieten din Timișoara, îl cheamă Dan Negru, care atunci când venea în 97, venea la mine și făcea: Cristi Lică, ce-i la voi aici la București, mă da. Doare capul. Între timp s-a bucureșterizat. Colegii de mei din facultate spuneau: cum dracu reziști pe tăcerea asta? Ăștia fiind obișnuiți cu zgomotul și cu toată zarva Bucureștiului, cum dracu reziști? Păi zic, la noi o carte trebuie citită nu din scoarță în scoarță, chiar din scoarță în scoarță, un disc sau o muzică că se ascultă temeinic. Sunt lucruri care se fac mult mai bine pe liniște decât există decât și liniște zguduiala din București. E adevărat. Asta le spuneam eu lor. După care am venit și eu încoace ca să vedem ce se poate face în continuare. Pe de altă parte, tu ești călător. Tu cânti peste tot. Adică în ultima vreme, da, chiar. În ultima nu? Păi Mircea pleacă joi. Așa? Și se întoarce luni. Deci el două zile liberare pe săptămână. Tu ești ca marinare, când ajungi acasă, femeia vieții tale trebuie să se bucure din plin de tine, că după aia iar pleci. Bine, cu diferența detaliilor despre care se vorbește, că marinarii își bat nevestele când vin. N-am auzit, acasă. Nu știu. Vă rog frumos, în atenția marinarilor care ne urmăriți. Eu care ne urmăresc, să știi. Vă rog să terminați cu chestiile astea, ascultați Mircea Baniciu, noi intrăm în bârfele astea. Dar după pauză o să mai stăm câteva minute și o să vreau să vedem niște imagini frumoase pe care Mircea să le comenteze și mai vorbim, să mai vedem. Deci ați înțeles că pe 22 aveți treabă. E miercuri, da? E miercuri, deci numai mâine, nu-i poi mâine, băgați repede exact. Că mai da, e. Ultimele mai bilete e. Acum se dau. Acum, deci acum atingeți ecranul, cumpărați biletele. Ne întoarcem după pauză. Nu te sperii, ai iubit-o, chiar de spune luna întreagă, că aveam pensera de ochii de fizic. Întreabă Mircea pe unul dintre colegii noștri operatori, a întrebat câți ani are, el are aproape 19. Dați-vă seama, eu am făcut anul ăsta 50, Mircea, deci probabil că și la părinții mei ce ai făcut tu o fi fost de bine.
O fi fost de bine. Da, e foarte bine. Pe de altă parte, avem câteva imagini. După aceea lăsăm pe Mircea că se pregătește, da? Da? Mircea nu te face că lucrezi, chiar lucrează, cum ar fi, ca să facem... Da? Hai, la microfon, Mircea, te rog, hai să vedem câteva imagini și te rog să-mi spui cum ai întâmpinat tu, în calitate de tată, de fată, acest moment. Ana Baniciu, frumoasa și talentata și valoroasa la stadiul de Mireasă. Cum a fost? A fost superb, chiar mai mult decât mă așteptam, mult mai mult decât mă așteptam. A avut atâția invitați, atâția invitați importanți și... eu sunt gelos deja, da, da. Nu. Ești gelos, nu? Luați poza asta deoparte. A fost o nuntă foarte reușită. Au venit atâția prieteni ai ei, de ei mei n-au prea venit, pentru că nu era cazul. Erau, cum să spun, erau diferențe de vârstă prea mari. Dar, dar avem poza, lor, avem dovada, da, uite aici. Deci degeaba e gelos, că uite, a fost și rândul. Copiii ăștia au știut să se distreze și a fost o petrecere excepțională. Tare frumos a fost. Ne-am bucurat cu toții pentru că au venit toți cei care au fost invitați și a fost o nuntă pe măsura, cum să spun, doriței lor de a se căsători. Cum te simți tu când vezi că ai fată măritată acum? Da, și mi-au spus, mă simt bine, în sfârșit s-a măritat, are 30 de ani. Deci, ei, ideea okay, e... acum așa e, da. Nu e ca... Și m-au întrebat mulți dintre prietenii mei, și zice, când va avea și nepoți, cum o să-i cheme? Tot Covaci. Da, așa este. A fost ocazia rarisimă în care Baniciu și Covaci s-au întâlnit în fața lui Dumnezeu. Da, nu știu câta oară. Pentru că pe el îl cheamă Edi Covaci. Așa. Numele lui de familie este Covaci. Și nimic nu-i întâmplător în viața. Asta tot cheamă Ana Baniciu Covaci, nu? Ana Baniciu Covaci, nu? Da, ce să facem? Sigur. Dar ideea este că... lumea s-a distrat copios pe ideea asta, adică pe ce a fost. Da. Dar poate că, uite, era un semn. Poate într-o zi o să-i fie un concert cu Baniciu și cu Covaci, adică nu numai cu Ana. Lucrurile merg înspre... Eu cred că Nico a început să uite de... Nico, mă refer la Covaci, a început să cam uite de vremurile alea în care nu prea eram împreună. Da, Doamne ajută! Și m-aș bucura să fie așa, pentru că exact... cum spunea Mircea Florian la într-un interviu, nu vă mai certați copii că nu aveți vreme să vă împăcați. Așa este. Da. Yves Montand a zis vorba asta și a preluat-o Mircea Florian. Da. Doamnelor și domnilor, Izabela Rudolf vă anunță din nou că joi 22 la ora 20 începe, prezentați-vă mai devreme. Între 18:30 la Teatrul Național și 20, Teatrul Național, Sala Mare, cu artiști de seamă, chiar Ovidiu Niculescu, am uitat să-l menționez, am văzut că l-am văzut în culise, da. Și el o să fie prezent și chiar a pregătit o piesă special pentru Mircea Baniciu. Și a plăcut lui Mircea foarte bună piesă. Laudă-l, că după aia... Laudăm, da, pregătit chiar teren. Foarte talentat. Merită apreciere. Un spectacol, deci vă așteptăm la un spectacol care de data aceasta o să-l includă și pe Mircea Baniciu pe scenă. Deci la finalul evenimentului... A, deci și cu Mircea Baniciu. A, de data asta, da. N-am scăpat. E pentru el, dar și cu el. O să copare din turnul de filde și măcar 20 de minute să ne încânte cu aia, era momentul. Mircea Baniciu, la mulți ani, pupăm, iubim, știm foarte bine. Mergem în continuare, doamnelor și domnilor, cu alți artiști pe care iubiți dumneavoastră foarte tare și noi sunt vecinii mei. Mă am foarte bine cu vecinii. Alesis!